Bună seara tuturor, sper că mă auziți. Mă aflu la Constanța și am zis să îmbinăm utilul cu plăcutul. În acest sens, am stabilit să facem împreună cu prietenul meu, Flavius Turcanu. Salut, salut! Un video live despre cum să privim diferit bolile. Avem nevoie de ochelari? Avem nevoie de ochelari pentru asta? Flavius ne poate spune la mai multe, tocmai de-aia l-am și invitat în tabra mea din iulie. O zi întreagă va fi a lui. Ne va spune despre o grămadă de secrete, despre ochișorii noștri. Da, însă până atunci hai să vedem practic noi cum am ajuns să facem live-ul ăsta. Ne-am întâlnit aici în Constanța și tu m-ai întrebat, băi, cum să fac ca să afle oameni despre tabără. Pentru că Flavius are o experiență de 10 ani în live-uri și în afaceri și în tot ce înseamnă lucrul cu oamenii. Bun, toată lumea zice că ne auzim, vă salutăm, bine, sunteți alături de noi. Dacă vă place ceea ce spunem și o să vă spunem, fiți aici alături, dați un like, dați un share. Eram de vorbă cu tine și ne-am întâlnit ieri seara aici și spuneam de a face un live și te-ai spus, băi, nu vreau să fac un live. De ce? De ce n-ai vrut să faci live? Păi a fost frica mea, pentru că nu am aceeași experiență ca și tine. Nu sunt chiar așa de spontan, pentru că în spate se află doar câteva luni, câteva live-uri. Nu se află 5-10 ani ca în spatele tău. Și atunci da. Mi-a lansat marea provocare. Am spus și eu, am intrat acolo, ce nu vrei să vezi, Paul? În faptul că nu ai experiență, ce nu vrei să vezi prin faptul că ți-ar putea ca în live să se întâmple tot felul de lucruri. Aici e totul despre a vedea, pentru că totul în viața, dragilor, se bazează exact pe modul în care noi vedem lucrurile și dacă vreți să schimbați modul în care voi priviți bolile, da, bolile, automat trebuie să schimbați modul în care voi priviți viața, nu doar bolile. Pentru că bolile sunt doar o manifestare în corp a modului în care noi privim viața noastră. Exact. Flavius spune toate lucrurile din perspectiva ochilor și bine face. Peste 70%, ca să nu zicem 80%, că atunci se supără unii, peste 70-80% din modul în care noi interacționăm cu lumea este prin intermediul simțului vizual, adică prin intermediul ochilor. Cel mai important simț al nostru. Cel mai important simț, și atunci e foarte important să conștientizăm că modul în care noi privim prin acești ochi este influențat de modul în care noi avem niște ochelari interiori, da? Nu prea folosesc sintagma asta, dar acei ochelari interiori de fapt sunt determinați de convingerile noastre, de modul în care noi suntem programați să vedem, să vedem această realitate, să vedem, chiar uite, vezi cum a fost la tine, să vedem cum ar fi să faci un live. Adică exact. Apare la fiecare dintre noi și la tine și la mine și la voi, în diferite contexte, mai ales în contexte noi, o emoție în interiorul nostru care cumva în prima fază spune: "A, nu, la mine nu merge, la mine nu funcționează." Dar nu este. Și când ai curajul să -ți depășești frica, vine minunea de fiecare dată. Da, în momentul când ești la nivelul următor, ceea ce se întâmplă este că se întâmplă în viața ta un eveniment care să te testeze. Ești la nivelul următor sau mai ai până acolo. Prietenia noastră este o prietenie foarte ciudată, chiar și întâlnirea, prima noastră întâlnire a fost ceva foarte interesant. Eram amândoi cu prietenele noastre și după ce am discutat două cuvinte cu Flavius, m-am băgat eu în seamă, în mall, ambele prietene ale noastre ne-au întrebat la fel. Măi, tu știi cine e asta? Și prietena lui l-a întrebat pe el și a mea la fel, mi-a spus despre Flavius. Și este foarte interesant pentru că suntem doi oameni care pun înainte de toate pasiunea în ceea ce fac. Bun, hai să revenim la fricile astea, pentru că în foarte multe boli apare frica. Și frica din tot ce face este să ne atragă atenția asupra faptului că măi, nu sunt suficient de pregătit, nu sunt suficient de bun. Atunci când poți tu învăța, când poți fi tu suficient de pregătit? E bine, când faci ceva și exact greșești. Aici e the key. Exact. Cheia. Apropo de cheie, noi suntem aici pe plaja de la Never See, What to See at Never See. Majoritatea oamenilor nu vor să vadă că ei greșesc. Pur și simplu ei cumva ai un program în interiorul lor că dacă ai greșit, inevitabil, ești un loser, ești o persoană perdantă, ești o persoană care nu reușește în viață.
pentru că e o perspectivă, să zicem, mică. O perspectivă mică, că de automat ai nevoie să îți crești, să crești altitudinea de la care de la care privești, adică să schimbi perspectiva. Adică de aici la nivelul mării, da, se vede marea în spatele nostru, ai o perspectivă. Dacă te duci 100 de metri mai sus, o să ai o altă perspectivă. Atunci, ai nevoie, acum gândiți-vă, în ultimele zile, în ultimele săptămâni, în luna asta, că se termină azi, luna iunie, luna asta, care a fost o direcție nouă în care voi ați vrut să mergeți și a apărut frica? Pentru că frica nu v-a apărut ca să te împiedice, ci a apărut ca să te testeze. E sigur că vrei să mergi în direcția respectivă? Frica are rolul de a te atenționa ca un bord în mașină, da, la mașină, în bordul mașinii. Măi, uite, vrei să mergi în direcție. E sigur că nu vrei să faci la stânga, vrei să faci la dreapta? Același lucru s-a întâmplat și la tine. Exact. Dar nu are rolul să te oprească. Din contră, ar trebui să faci exact lucrul de care te frică pentru a-ți depăși frica și a trece la un alt nivel. Corect. Hai să vedem. Care este frica care a apărut la voi în luna aceasta într-o direcție în care voi ați vrut să mergeți și a apărut o frică? Care este acea direcție și ce v-a zis? Pentru că frica are niște cuvinte. Care erau cuvintele care au fost rostite de frica voastră? Este foarte subtilă frica de multe ori. De multe ori nu simți că e acolo. Hai să fii tu un pic vulnerabil, pentru că asta e una din lucrurile pe care oamenii nu vor. Ei nu vor să fie vulnerabili și povesteam asta cu tine astăzi și ieri. Eu sunt puternic. Adică ei vor să pară puternici, adică ei nu vor să fie văzuți în autenticitatea lor. În momentul în care tu nu vrei să fii văzut, automat adopți strategia struțului în care pui capul în pământ și spui: eu sunt perfect, în realitatea ta. Eu nu vreau să vadă alții, adică te prefaci, nu faci că alții nu văd cum ai fi tu. Ai niște comportamente auxiliare, compensatorii, în care tu vrei să faci în așa fel încât ceilalți să nu vadă că tu ești vulnerabil, adică nu ești slab, nu ești loser și așa mai departe. Ceea ce e doar în perspectiva noastră, nu în perspectiva celuilalt. Omul puternic este omul care își permite să fie vulnerabil. Și asta am făcut eu acum. Bravo. Mi-am permis să fiu vulnerabil și așa a început videoul. Hai să discutăm două, trei cuvinte despre tabără, la care o să fim amândoi, la care, cum v-am zis, Flavius o să vorbească o zi întreagă, de fapt câteva ore, despre ochi. Ce beneficii o să aibă oamenii care vin la noi la tabără? Păi, tabăra e a ta. A mea, da. Da, eu sunt doar invitat. Ceea ce e foarte important, beneficiile, e că te ajută să fii flexibil mental. Pentru că modul în care noi privim lumea este prin acest soft. Da? Există hardware-ul ăsta care este ochii și procesorul și placa video care e aici în spate, dar, de fapt, modul în care se prelucrează informația este un mod software. Și acest mod software, adică programele, sunt ca și un soft instalat calculator. Deci aveți nevoie de a vă adapta softul la realitate. Care e realitate? Realitatea aia care voi vă doriți, nu aia care sistemul îl dorește pentru voi. Deci e nevoie să vă gândiți. Știu că bare frica. Ești dispus la a schimba modul în care privești lumea și mai ales pe tine? Dacă da, uite, eu sunt invitat aici la Paul. Mi-a zis Paul de să vin și eu acolo. În Sibiu faci, nu? Lângă Sibiu, la poalele munților. Și tabra o să, exact despre ce ai vorbit tu, țelul taberei este să ne depășim aceste frici, să facem multă, multă practică de eliberare, pentru că noi avem stocate la nivel celular frici, conflicte, tot felul de lucruri. Avem acolo cordon umbilical legat de mama, chiar dacă am 50 de ani, ăla încă e acolo. Și atunci, aceste exerciții practice ne vor duce la un alt nivel. Iar cel mai mare beneficiu al taberei o să fie, după ce facem în prima zi, mai ales în prima și a doua zi, teoria, o să fie alungarea fricii. Pentru că avem frică în noi, foarte, foarte multă, mai ales de îmbolnăviri. Uite, apropo de frică, uite, eu vreau să vă felicit pe cei dintre voi care scrieți. Uite, Gabi Herta spune superb, Maria spune salutări din fața ecranului și noi tot din fața unui ecran te salutăm. Vă felicit din felul următor, pentru că există frica de a nu a fi văzut. Voi, prin faptul că scrieți, ați depășit această frică de a nu fi văzuți. Cine poate să vadă? Vedem noi, văd alții care urmăresc live-ul sau vor urmări acest live când va fi în reluare. Devin vulnerabilă. Da, devin vulnerabilă. Mamă, ai comentat, ai scris ceva, te-ai implicat. Nu te-ai implicat, s-ar putea să greșești o literă.
Așadar, toți celor care, hai să vedem aici cine a mai scris, aici ne-am făcut între Lica, felicitări Rica, Gabi, Stanisla, felicitări, Gabriela, felicitări și ție, Eli, felicitări, voi ce sunteți mulți aici, bună seara la toți și vă felicit. Ați depășit această frică de a fi văzut. Cum poți fi văzut? Că ai greșit sau că ai reușit? Exact. Majoritatea oamenilor sunt impostaza în care lor le este frică să greșească. Atunci, e foarte important să eliberezi fricile astea, pentru că fricile nu sunt de ieri, de azi, de săptămâna trecută, sau de acum două săptămâni, fricile. De generații, de generații, secole, de mii de ani. Da. Ele vin, transgenerațional și noi suntem ca niște, eu tot așa am obicei să zic, noi suntem ca niște calculatoare prin care aceste programe biologice, aceste frici, aceste conflicte trec. Câteodată mai elimină câte un calculator din peisaj. Și chiar asta o fac. Chiar dacă sunt acolo pentru noi, pentru supraviețuirea noastră, din prea multă grijă, ego-ul de multe ori ne omoară. Bun, hai să vedem frica asta, care desigur e corelată cu ego. Hai să vedem tu ce mai faci acolo în tabără. Eu o să vin și eu să particip și eu în tabără, chiar dacă povestesc doar 2-3 zile. Păi, în prima parte, în prima zi, cum ți-am zis, cum le-am zis, cum v-am zis, va fi multă teorie ca să înțelegem profund ce se întâmplă de fapt în noi. Am motiv să-mi fie frică? Sau chiar sunt supus la voia sorții? Dumnezeu s-a supărat pe mine și mi-a dat o boală? Ori eu mi-am creat-o prin ceea ce însemn eu, prin felul cum văd eu lumea? Și atunci pot să lucrez ceva ca să depășesc aceste boli. Dar ce se întâmplă practic în tabără diferit față de celelalte cursuri care le faci online? Păi diferit, pe lângă multă teorie pe care multă din ea este și la cursuri, este această practică de eliberare. Uh-huh. Este multă practică, o grămadă de exerciții, surpriză. Dar nu pot să spun, uite, că am surprize foarte multe și nu... Degeaba vrei să le scoți din mine. Poate facem un live zilele următoare. Nu vreau să le spun că atunci nu mai sunt surpriză. Da, chiar sunt exerciții foarte puternice de eliberare. Că Paul aici e frica lui Paul. Nu-i frica, e elementul surpriză. Elementul surpriză. Exact. Da. Dacă... Hai să-mi dăm o piesă din surpriză. Nu vreau să le dăm. Da? Bun. Nu vreau să le dăm, pentru că chiar asta e esența jocurilor. Da. Omul, dacă deja știe la ce se aștepte, deja reacționează într-un mod diferit. Păi nu știi la ce se aștepte de la mine. Uite, mulți care o să vină acolo și nu o să știe de la mine ce se aștepte. Exact. Eu voi fi probabil marea surpriză. Mie la un moment dat îmi zicea o prietenă: Paul, ție când îți apasă omul butonul, tu nu te mai oprești. Asta pot să zic acum despre Flavius. Flavius este la fel, de aia suntem prieteni. Uite, ține de Gabi, spune, wow, mi-ar fi plăcut să particip și eu. Poate reușesc Gabi data viitoare la Paul să vin în tabără. Da, inițial am vrut în august să fie a doua tabără, dar am hotărât. E prea multă pauză acum și prea multă lumea deja și-a programat concediile deja. Și atunci, din cauza asta, am hotărât să facem în octombrie a doua tabără. În a doua tabără o să fie exact la fel, doar că oamenii o să fie deja acasă. Fiind prima mea tabără, nu, am anunțat din timp. Asta e. Uite, ne salută Alina Florin Moroșanu. Salutare, Alina. Da, hai să vedem ce ați învățat voi din ceea ce noi am comunicat aici pe malul mării. Ce ați văzut voi diferit? Care a fost informația sau, nu știu, ce v-a atins pe voi? Ce v-a atins din ce am zis noi? Care au fost cuvintele care v-au atins pe voi? Credeți că vă ajută ca de la 1, adică de mâine 1 iulie, mâine, da. Da, de la 1 să vedeți lucrurile diferit de pe 1? Ați spus la un moment dat, cu siguranță. Că orice spune Flavius ăsta, doar imediat face legătura cu ochii. Ce ai spus, ce ai văzut? Da. Când faci o muncă din asta cu pasiune și o faci de 10 ani, deja totul vezi prin prisma a ceea ce faci. Și e foarte, foarte frumos. Uite, Gabi spune că ce au luat din ceea ce am vorbit noi este frica de a lucra mult în Africa, foarte bine. Da? Frica să lucrăm mult la elimina frica. Deci există o frică de a elimina frica. Da, aici e o chestie, o buclă. Exact. Bun, bravo Gabi, bravo. Hai să vedem voi ce ați mai conștientizat. E foarte important, indiferent de manifestarea în corp, unii zic boală, e foarte important să voi să conștientizați
faptul că emoțiile în sine au un mesaj, de cum a zis și Ioana, mi-a plăcut foarte mult când a spus că frica are un mesaj. Desigur, are un mesaj, nu doar frica, toate emoțiile au un mesaj, dar frica e cea care te ține pe loc, te leagă de ceva, dacă te-ar lega este de... Este legătura dintre corpul nostru și conștientul nostru. Prin emoții și prin frici ne scoate la suprafață ce avem în interior, ce nevoi nesatisfăcute avem. Și fricile chiar sunt bune, doar că noi nu trebuie să luptăm cu frica. În primul rând, în paradigma actuală ce se face? Se luptă cu frica, un lucru foarte rău. Nu ai cum să învingi. Nu ai cum să învingi, mai ales că în natură și în viață nu există luptă. Există doar în colaborare. În mintea, exact. Colaborare, echilibru. Și atunci frica poate fi eliminată în primul rând prin înfruntarea ei, dar nu din poziție de luptă, ci din poziție de pace și observare, de exemplu. Uite ce zice Elena, întreabă, este adevărat că te schimbi fizic după această tabără? Ai spus, Paul, că ar fi bine să facem o poză înainte, cum se poate această schimbare. Da, aici da. Asta mă obicei să spun, după tabără de genul ăsta, omul nu va mai vedea la fel lumea. Treci la un alt nivel de conștiință. Și nu doar tabăra mea, fiecare, și Flavius a avut acum o tabără, la fel. Oamenii care au participat acolo nu mai pot fi la fel ca și înainte de tabără, pentru că se fac acolo niște clicuri, trec la un alt nivel de conștiință, află lucruri despre ei pe care nu le știau, după aia, atât la el cât și la mine, exercițiile practice care fac diferența, pe care nu le poți face la un curs, tocmai de-aia sunt taberele. De exemplu, la mine în tabără sunt foarte mulți oameni care și azi au scris în grupul după tabără, apropo de a fi diferiți, că nu mai simt nevoia de a purta ochelari, nu mai pot purta ochelari, nu mai pot, iar se întâmplă multe tabere în care oamenilor li se rup ochelarii. Deci, pur și simplu, sunt manifestări energetice dincolo de corpul fizic. Exact. Uite, cine a mai scris? Nela a spus, fără frică nu poți să ai curaj. E corect, evident. Frica nu e cea care te împiedică, e cea care te înmână. Hai bă, uite în direcția aia, știu că acolo nu e siguranță, dar du-te! De panice, Elena spune, am început să înțeleg NMG, dar îmi doresc participul la cursuri, urmăresc pe Paul, sigur voi ajunge și la o tabără. Cu siguranță, cu siguranță. Am multe informații gratuite, extraordinar de multă. Intrați pe YouTube, am o grămadă de videouri. Și acum urmează să refac unele videouri care au fost făcute la început, pentru că atunci nu aveam deloc experiență. Și vor fi surprize luna asta și luna viitoare. Luna viitoare începe mâine. Deci de mâine ar trebui exact, să le exact, de mâine încolo urmează videouri, o grămadă o să fie. Uite, zice Alina că ești un om minunat, eu nu mi-am dat seama de asta, probabil că nu văd prea bine. Flavius, eu știam că tu ești cu ochii. Da. Uite, hai să vedem ce mai ziceți voi. Da, uite, cu toții sunteți aici prezenți, mă bucur. Mă bucur că sunteți aici alături de Paul. Mesajul nostru de astăzi este să eliminăm frica din viața noastră. Frica este bună, dar văzută cu ochi diferiți. Să nu fugim de ea. Să o înfruntăm de pe o poziție de pace și liniște și să înțelegem că Dumnezeu nu ne vrea răul. Dumnezeu și natura și viața nu ne vrea răul. Există un pasaj în Biblie care zice că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea sa. Exact. Adică întoarcerea asta înseamnă un salt în conștiință, nu poate să fie un downgrade exact. În conștiință, ci un upgrade în conștiință. Asta e sensul lor. Am obicei să spun că sensul ultim al vieții este evoluția. Și pe parcursul evoluției noi avem nevoie de repere. Aceste repere sunt problemele noastre de viață, problemele de sănătate, fricile noastre. Astea toate ne arată unde suntem, la ce nivel suntem. Și trebuie să le depășim. Și așa prin tabăra asta o să fie o muncă foarte, foarte cât ai tabără? Profundă cu începe în data de 21 și până în data de 25 iulie. Iulie, luna de care începe de mâine, am înțeles. Și ce mai învață cei care vin aici în tabără? Hai că eu încerc să o trag. Nu, pe... dar nu pot să mă trag de limbă, pentru că sunt exerciții valoarea taberei este în exercițiile astea practice. Da. Care eliberează omul. Și cum faci? Lucrezi unul la unul? Sau și unul la unul și de grup, lucruri de grup și unul la unul. Trebuie aduse multe, multe șervețele. Eliberare se poate face și prin plâns, dar și prin râs. Adică o să fie mult râs și mult plâns. Tu vrei să-i ajut să elibereze emoțiile în șervețele? Și în șervețele, bineînțeles.
Interesant. Iar are ceva de zis Flavius legat de ochi. Eliberez emoțiile prin șervețele și pe, când eliberez emoțiile prin șervețele, pe unde se eliberează oare emoțiile? Care este... Prin ochi! Da. Este un pervers Flavius ăsta. Totul duce în direcția aia. Utelica îți urează la mulți ani, zice că azi este ziua onomastică. Mulțumesc, la fel tuturor. Da, noi o să mergem să facem o petrecere aici pe Never See, to see more things. Să vedem mai multe lucruri, da, mai ales că suntem cu prietenele noastre care deja sunt nerăbdătoare să încheiem acest live. Lăsați frica, nu mai luptați cu ea. Și de mâine, poimine încolo, urmează niște videouri foarte interesante. Și Flaviu, dacă mai ai tu ceva de zis, da, uite, înainte să închidem. Uite, sunt o întrebări, te întreabă cineva cum putem depăși Ioana Matei, cum putem depăși fricile. Am spus mai înainte. Primul pas și primul pas e unul mental. Trebuie să spui intenția. Exact. Și că tu poți să depășești fricile. Inevitabil, n-ai cum să depășești o frică dacă tu nu crezi că poți depăși frica, dacă tu nu îți pui intenția de a depăși frica. Și să realizăm în al doilea rând faptul că 99% sunt frici ireale. Oricum, realitatea este o iluzie, însă una persistentă, cum spunea Einstein, dar și în cadrul acestui Matrix, în această simulare numită viață, dacă o luăm așa, ca și simulare, toate fricile sunt iluzorii, dar dacă o luăm la nivel biologic, 99% sunt frici nefondate. Acum 300 de ani, dacă ieșai din casă, aveai șansa să fii mâncat de lup. Dar acum nu mai sunt, trăim într-o societate safe. Acum, dacă ești afară, seara, ești mâncat de țânțare. Îți dai seama. Deci toate, în 99% din fricile noastre și grijile noastre sunt iluzorii. Și dacă stăm prezent și înțelegem această idee, asta ne ajută ca prim pas, ca al doilea pas, să depășim fricile noastre. Gândiți-vă câți dintre voi v-ați îngrijorat de-a lungul timpului pentru diferite lucruri din viață și după ce acel lucru a trecut ați spus, wow, m-am îngrijorat prea mult pentru lucrul ăsta. Exact. Deci cumva și nu s-a întâmplat nimic. Interiorul nostru, da. Doar uită-te înapoi câte conflicte ai avut în viața ta și realizezi că de fapt încă ești aici. Deci încă ești aici, ești ok. A fost o frică iluzorie. Ioana, te rog să-mi spui dacă ceea ce te-am răspuns noi despre cum să depășim fricile te ajută să-ți schimbi perspectiva. Mă uit aici să vedem ce mai ziceți voi. Uite, Enico spune ceva interesant. Nu prea se vede pe ecran. Se vede. Chestia cu Facebook ăsta e ciudat, el de felul lui. Propun să încheiem. Enico spune, bună seara Paul și Flavius, sunteți minunați, vă mulțumim pentru că ne ajutați cu toate informațiile pe care ne furnizați. Enico, am citit ceea ce ne-ai spus, mulțumim frumos. Ioana Bugan spune, Flavius, pe tine unde te vedem? Pe Flavius îl vedem la Cluj și pe educațiavederii.ro. Educațiavederii.ro, ăla-i site-ul, o să vă tălguiască Paul imediat, mă găsiți pe Facebook. Uite, Elena Dragomir spune, este wow, cred că nu îmi doresc adevărat, sâmbăta trecută am intervenit ceva și n-am putut participa, intervine mereu cu ceva și nu reușesc să îmi propun ceva, nu reușesc și da, simt și teamă ce aș putea schimba. Aici e vorba de transformare, exact. Lăsați deoparte undeva pe un șezlong frica de a trece la nivelul următor și veniți în tabăra lui Paul și vă întâlniți și cu mine, să vedeți cu mult mai bine, pe curând, vă las cu Paul. Nu mă lăsa, nu-i lăsa cu mine, pentru că și eu trebuie să mă duc cu voi. Nu mă lăsa aici singur, Flavius, nu, dragă. Nu, aici hai și tu. Flavius vrea să mă lase aici singur. Să ne vedem cu bine. Urmează o serie de videouri surpriză. Începând de săptămâna viitoare. Să aveți o seară frumoasă. Să aveți o seară frumoasă. Și scrieți-ne în comentariu ce ați vrea să mai aflați de la Paul. Exact. Seară frumoasă. Pa, pa.